Noi trufandale la piață pe Tarabea au apărut cartofii noi românești. Dacă cei aduși din alte țări costă 4 lei kilogramul, cei autohtoni se vând cu 15 lei kilogramul și mai scumpe sunt roșiile românești. Acestea se dau la prețul de 30 de lei kilogramul. Ați adus cartofi noi? Da, de prima zi. Azi ați adus? Da. Acum să vedem cum o fi vânzarea, că e și ploaia afară, să vedem. La ce preț îi dați azi? 15 lei. Crezi că o să aibă cu succes? La un sac care am, vă dați seama. Atât? Da. De unde îi aveți? De la Telorman. Cum merge vânzarea de cartofi noi? E la început, azi e prima zi care am adus. Și ați vândut ceva până acum? Da, am dat câteva kilograme. Cât costă kilogram? 15 lei. Enorm de scump la posibilitățile noastre, mai ales pensionare. Dar nu mai e nimic la nivel care să poți să-ți cumperi și roșii și castraveții. Au și nu ați dat atâția bani pe cartofi? Nu, nici într-un caz. Cartofii, ați văzut la ce preț sunt acum? 150. Scade mai târziu. Și nu luați acum? Nu le-au, nu iau acum. Exagerat, dar ceva, să chinuie, muncește, asta e, dar... Și nu luați de poftă acum? Mai așteptăm un pic să mai scadă prețul. Păi nu ne ține buzunarul. Cumpărați? Nu, deocamdată nu. Sunt prea scumpi? Sunt prea scumpi și nu se merită. Deocamdată. Și roșii românești? Și roșii românești, astea mai au, roșii, da. Îmi plac. 30 de lei kilogramul sunt astea românești. Jumătate de kil. E suficient. Luați de poftă. Da, 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 exact. Originea legumelor stârnește controverse între comercianți și clienți. Românești. Că eu am tăiat și de-aia și de-aia, umblu cu briceagul și o tai și sunt la fel. Chimic n-am, cum să știu că n-am laborator, dar restul nu seamănă roșia cu care m-am făcut eu mare, nici pe departe. Castraveții sunt de solar, ăștia, cartofii da. Noi, duble cei, nu avem voie pentru că avem controle și nu avem voie să scrie. Și de unde ați adus roșii? La inspicieni. Din solar? De solar. Așadar, o familie care dorește la o masă cartofi prăjiți, așezonați cu roșii românești, trebuie să aibă un buget destul de mare, de aproape 100 de lei.